atunci, în perioada 31-5 august, am participat la Congresul Mondial al Croitorilor. Congres care s-a ținut în capitala Taiwanului, Taipei. Deci există o federație internațională a croitorilor care se reunește, se întâlnește odată la 2 ani. Odată ce ne întâlnim, se desfășoară și un congres cu ateliere de lucru, cu prezentare de modă, cu secțiuni diverse. Am plecat împreună cu delegația italiană, dar eu acolo m-am detașat de delegația italiană fiind președinte al Asociației Naționale a Proiectorilor Profesioniști din România. Eu în urmă cu 2 ani de zile am înscris România în Federația Internațională în Finlanda la Tampere, 2 ani în urmă. Ei ne-au dat și un rol de director în cadrul comitetului. Deci fac parte și din președinția Federației Mondiale a Croitorilor. Deci am refăcut defilarea în costum tradițional împreună cu fica mea. Am schimbat zona. Am ales o zonă de acasă, de la Roman, cu îmbrăcămintea care am folosit-o. Așa, dar m-am mai prezentat două costume elegante, un smoking cu reversal, un alt costum casual și un alt costum care un costum clasic cu motive folcloristice populare din România. Deci un motiv folcloristic în 3 culori, care se